Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Astăzi vreau să vă aduc o veste minunată. În 10 zile scăpăm de Dodon și atât cei din față cât și cei din spate v-am văzut așa bătuți, triști și disperați. Sigur că nu o să vă fie atât de vesel cum v-a fost până acum, nu o să fie culioc, nu o să fie porumbel, nu o să fie ouă, dar noi avem un lucru important de făcut. Și acest lucru se poate întâmpla pe data de 15 noiembrie, printr-un exercițiu simplu de a ieși la vot. Am să încep până a vă spune că sigur că această guvernare a dorit ca Parlamentul să nu funcționeze deja de 2 luni, în această perioadă în care s-a derulat campaniile electorale, și eu vreau însă să folosesc această platformă parlamentară pentru a-mi exprima gândurile pe care le am în legătură cu alegerea pe care urmează să o facem la 15 noiembrie, pentru că aceasta este instanța supremă legislativă a țării și anume de aici trebuie să pornească aceste gânduri. Voi vorbi astăzi în calitate de deputat și în calitate de lider al Partidului Unității Naționale, candidat la alegerile prezidențiale care sunt în desfășurare. Prieteni, eu am ajuns în acest Parlament prin votul cetățenilor Republicii Moldova din dorința de a scăpa de acest regim oligarhic a cărui întruchipare a fost Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Igor Dodon. Asta a fost motivația principală pentru care susținătorii pe care îi avem, unioniștii convinși că doar reîntregirea cu România este viitorul acestui petic de pământ, și împreună am reușit să-l debarcăm pe Plahotniuc și pe Șor. Acum a rămas să-l dăm jos pe Dodon. Mai mult ca oricare, probabil, dintre deputați mi-am dorit această debarcare din moment ce am fost singurul deputat care n-am semnat acordul de colaborare cu socialiștii și am fost cel care în semn de protest am plecat în 16 septembrie 2019 din blocul acum. Noi nu uităm greșelile care au fost făcute, dar acum cel mai important pentru noi este debarcarea lui Igor Dodon. Pentru că rămânerea lui Igor Dodon la funcția de președinte a Republicii Moldova înseamnă transnistrizarea și federalizarea noastră după schemele lui Cozac și a Federației Ruse, permanentizarea prezenței militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Înseamnă limba moldovenească și istoria Moldovei cu acele velități de Homo Moldovanus pe care l-am văzut manifestându-se atât el cât și ministrul educației sale. Dodon înseamnă schemele lui Plahotniuc și a lui Șor vor continua să funcționeze nestingherit, iar noi vom trăi într-un dezmăț al anilor 1990 cu bandiți și hoți în lege care stau în libertate. Cu Igor Dodon suntem într-un pericol de a fi desființați ca partide politice, mă refer la unioniști, iar românofobia lui ne va isteriza astfel încât vom avea un context de rivalitate continuă, dar cel mai periculos, cu Igor Dodon vom rămâne în izolare internațională. Vom fi departe de România, nu vom avea relații cu Ucraina, iar partenerii noștri europeni și americani se vor întoarce cu spatele, pentru că nu pot susține un om care reprezintă direct interesele Federației Ruse. Nu putem admite așa ceva. Și asta este motivația mea principală pentru care am intrat în campanie electorală,
pentru care m-am bătut, am propus cetățenilor Republicii Moldova un proiect de reîntregire care ne-ar fi absolvit de toate chinurile pe care le avem. Unii dintre dumneavoastră ați înțeles acest lucru imediat și mulțumesc celor aproape 30.000 de alegători ai Republicii Moldova care m-au votat și care cu siguranță vor constitui fundamentul mișcării unioniste renoite care ne va propulsa în următorul Parlament. Aseară am avut o întâlnire cu doamna Maia Sandu, care reprezintă la ora actuală candidatul pro-european în bătălia pentru președinție. Ne-am exprimat susținerea pentru candidatura ei și am stabilit principiile de colaborare în privința acțiunilor pe care le avem de făcut în această campanie până în 15 noiembrie. Sigur, nici Maia Sandu, nici Igor Dodon nu reprezintă idealul reîntregirii pentru noi cei convinși de acest lucru, dar avem de ales între un adversar declarat al unionismului și al României, cum este Igor Dodon, și un partener de dialog cu care putem realiza reîntregirea pe nume Maia Sandu. Nu uităm, am spus, de greșelile care au fost făcute și sperăm că ele vor fi înțelese și corectate într-un dialog pe care îl vom avea cu președinția condusă de Maia Sandu. Dar aici nu e vorba de Maia Sandu sau de PAS, ci de o idee superioară, debarcarea lui Igor Dodon. Prin urmare, de la această tribună fac un apel în primul rând către cei aproape 30.000 de alegători ai Partidului Unității Naționale ai mei să ieșim masiv la vot și să aducem alături de noi oamenii care încă mai au ezitări în privința opțiunilor de vot. Am transmis un mesaj echipelor locale ale Partidului Unității Naționale de a susține și a conlucra cu echipele PAS și alte echipele altor partide care s-au îngrenat în acest proces de convingere a cetățenilor Republicii Moldova că Igor Dodon urmează să plece la odihnă. Am un apel către toți cetățenii Republicii Moldova pentru că văd tendințe de apatie, de dezamăgire, de neîncredere. Asta își dorește Igor Dodon și Moscova, ca noi să dăm mâinile în jos, iar în box, când dai mâinile în jos, vine knockout. Și nu mi-aș dori să ne pomenim a doua zi trimiși în knockout de Igor Dodon și Moscova. Am un mesaj pentru prietenii noștri din diaspora, pentru diaspora care a fost extraordinară, s-a mobilizat. Am văzut și acolo că există anumite ezitări din cauza condițiilor care uneori improprii au fost create intenționat de regimul Dodon pentru ca oamenii să stea în cozi, să se dezamăgească, nu avem timp pentru așa ceva. Nu cedăm, ieșim la vot, mergem împreună, stăm o oră, două, trei, cinci, cât va fi nevoie, pentru că de asta va depinde succesul acestor alegeri. Rugăm observatorii noștri care ne-au reprezentat partidul în secțiile de votare să aibă o deschidere către cei care vor organiza echipele de observatori în diasporă și acasă. Am un mesaj către cetățenii din Transnistria, cetățenii Republicii Moldova, care au fost angrenați în această bătălie de foarte multe ori discriminatorie, dar care trebuie să spun că au avut și sclipiri de luciditate. Le mulțumesc și eu celor aproape 200 de transnistreni care m-au votat în primul tur al alegerilor și celor aproape 2000 care au votat-o pe Maia Sandu. Vom avea un efort comun al partidelor pe segmentul transnistrean pentru ca să nu admitem încălcări flagrante, aduceri masive și corupere de alegători.
iar pe cei cu intenții și dorințe de a vota sincer, îi așteptăm la alegeri. Am un cuvânt aparte pentru lumea sportului. Am văzut mai multe manifestări care știu că sunt instrumentalizate în susținerea lui Igor Dodon. Nu vă face față, nu vă lăsați influențați de secretarul de stat, kickboxer și luptător, care în totalitate reprezintă interesele lui Igor Dodon atât în minister cât și în alte părți. Asta nu-i fața sportului. Sportivii au de aruncat discuri și sulițe, de bătut goluri și de făcut mare performanță, nu de-l susținut pe Igor Dodon. Și sunt sigur că marea majoritate a lumii sportului își dorește să trăiască într-o țară civilizată europeană în care împreună cu frații români să putem construi un sistem de sport adecvat. Și pentru că a început într-o notă pozitivă, îmi doresc foarte mult, pentru că de întotdeauna de câte ori am vorbit, am avut dreptate și spuneam că e greu să fii profet în țara ta, dar acum chiar îmi doresc ca cetățenii Republicii Moldova să mă contrazică și să votez o femeie președinte a Republicii Moldova. Iar apoi, peste 4 ani, să mai contrazic odată restul lumii și să votez un președinte unionist. Să aveți o zi bună, la revedere și ne așteptăm cu toții să-i amintim acestui individ corupt și servil intereselor Moscovei câte zile i-au mai rămas până la debarcare. Deci 10 zile, mâine Igor Nicolaevici vor fi 9, poimâine vor fi 8 și pregătește-ți valizele. O zi bună!